Rusia a plasat explozibili la 4 dintre cele 6 unități ale centralei nucleare Zaporojie. Situația nu a fost niciodată atât de gravă ca acum, susține șeful serviciilor secrete din Ucraina. Potrivit lui Kirilo Budanov, forțele Rusiei au finalizat pregătirile pentru un atac terorist asupra centralei nucleare, iar pentru a accelera accidentul se pot folosi mijloace tehnice, a mai declarat Budanov, menționând că reactoarele nucleare fără răcire se pot topi într-un interval între 10 ore și 14 zile. Oficialul s-a arătat îngrijorat de faptul că înfrângerea forțelor ruse pe malul stâng al Niprului ar putea determina Kremlinul să ordone executarea unui atac terorist asupra centralei Zaporojie, întrucât Moscova consideră crearea unei zone de dezastru nuclear o modalitate eficientă de a preveni avansarea trupelor ucrainene și de a îngheța linia frontului în actuala ei formă. Și președintele Volodymyr Zelensky a avertizat în legătură cu situația de la centrala Zaporojie și a cerut măsuri specifice pentru a preveni orice accident cu radiații. Довів партнерам інформацію, яка є у нас, у нашої розвідки, про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС, який для терористів очевидно затверджено. Маємо і мусимо зробити всі разом у світі цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів. Постріл! Постріл! Între timp, trupele ruse își concentrează principalele eforturi spre direcțiile Liman, Bahmut și Mariinka. 36 de ciocniri militare au fost înregistrate acolo în ultimele ore. Conform autorităților militare ucrainene, armata rusă a folosit 6 rachete ghidate S-300 pentru a ataca obiecte civile din regiunea Zaporojie. Zakahovsku dambu! Postrel! Potrivit armatei ucrainene, militarii săi au avansat pe toate direcțiile de la Bahmut, regiunea Donetsk, până la localitatea Vasilievka, din estul regiunii Zaporojie. Iar în sudul și nordul orașului Bahmut, apărătorii ucraineni au avansat cu până la 1 kilometru. Analiștii britanici confirmă situația din teren, precizând că Ucraina face progrese tactice mici, dar constante în zonele cheie. Situația curentă vine pe fondul rebeliunii grupării Wagner, care a generat o confuzie în rândul trupelor ruse și în urma căreia Kremlinul a retras în zonele de luptă unele unități de elită. Potrivit ucrainenilor, cel puțin 2 companii ruse de asalt au fost retrase la Moscova, unde comandamentul intenționează să le mențină cel puțin o săptămână, timp în care Rusia va încerca să restabilească calmul după revolta eșuată. Presa rusă publică imagini cu ministrul apărării Sergei Shoigu, care ar fi vizitat trupele ruse de pe front. Este prima sa apariție după rebeliunea Wagner. Shoigu, care a fost ținta unor critici dure din partea lui Evgeni Prigojin, a vizitat un post de comandă al militarilor săi de pe front. Amintim că rebelii au avansat spre Moscova pentru a înlătura cei ce ei au numit conducere militară coruptă și incompetentă, după care au revenit brusc într-o zonă din estul Ucrainei, după o înțelegere cu Kremlinul mediată de liderul Belarus. Ziua de luni a fost declarată nelucrătoare la Moscova pentru a lăsa timp ca lucrurile să se liniștească.